cadrul activităților desfășurate, polițiștii au depistat în trafic două autovehicule folosite la comiterea unor astfel de infracțiuni. Au fost confiscate 35.700 de pachete cu țigări de proveniență ucraineană, 28.700 au fost ridicate de către polițiștii secției 5 Ognașu-Gatag, iar 7.000 de polițiștii din Baia Sprie. Totodată, oamenii legii au dispus indisponibilizarea unui autoturism și a unei autoutilitare cu care erau transportate țigările. În ambele cazuri, polițiștii au întocmit dosare penale pentru contrabandă și desfășoară activități specifice pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în activitatea infracțională.